Astăzi, la statul major al Marinei Militare, domnul viceamiral comandor Gheorghe Anghelescu a primit delegația Comandamentului Forțelor Aliate din Europa de Sud, condusă de generalul de brigadă Giovanetti, alături de care s-au aflat ofițeri din Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii și, bineînțeles, România. Ofițerii români, conduși de comandorul Traian Atanasiu, locțitor al șefului statului major al Marinei Militare, se vor pune de acord cu oaspeții într-un atelier de lucru pe probleme de operații navale și într-o ședință inițială de planificare a aplicației tactice maritime cooperativ Partner 96 asupra etapelor acestei activități, ce se va desfășura în luna iulie, timp de 7 zile, în portul Constanța, în apele naționale românești și în cele internaționale. Este prima aplicație internațională condusă de Marina Militară Română și în cadrul ei vor evolua nave de luptă și auxiliare aparținând unor state din NATO și partenere, infanteria marină a Statelor Unite ale Americii și a României, avioane și elicoptere militare românești. Iată de ce, salutându-i pe oaspeți, domnul viceamiral comandor Gheorghe Anghelescu a urat succes în rezolvarea problemelor de concepție a aplicației. Despre rezultatele ședinței inițiale de planificare, urmând să aflăm detalii în conferința de presă ce va avea loc joi la prânz la noul cămin militar.